Am vorbit puțin mai devreme despre diete, despre slăbit, despre sport. Am vorbit și pe pauza publicitară. O să fac așa un rezumat puțin mai târziu. Imediat, în schimb, am să invit alături de mine o antrenoare de fitness care a intrat în sala de forță fără să fie atins până atunci vreun aparat. Iar acum se pregătește să reprezinte România la un concurs internațional de fitness. Păi, oameni buni, vă vine să credeți. Deci se reprezinte România la un concurs de fitness și nu intrase în viața ei într-o sală de sport. Bă, cum îi găsesc eu, mă, pe oamenii ăștia senzaționali, pe cuvântul meu, care ne motivează și chiar pot să fie un exemplu pentru noi. Înainte de a o pofti în direct, vreau să-i vedeți povestea. Sportul pentru mine înseamnă un stil de viață foarte sănătos. Te ajută, în primul rând, să ai un fizic pe care ți-l dorești. Și, în ultimul rând, să fii o persoană cât mai sănătoasă, cât mai activă. Romina Neacșu este una dintre cele mai frumoase și sexy antrenoare de fitness din București. Nu și-a imaginat vreodată că va deveni instructor de fitness și a dorit toată viața să fie om de afaceri. Tocmai din acest motiv a absolvit Academia de Studii Economice și a făcut și un master în contabilitate. Cum te simți când vii la lucru? Da, nu pot să zic că vin la lucru, zic că vin la sală. Este minunat, adică pentru mine nu contează că este luni, că este vineri, pentru mine orice zi este minunată. A devenit o zi minunată pentru că lucrez cu niște oameni minunați care vor să schimbe stilul de viață. Îi înțelege foarte bine pe cei care vor să-și schimbe stilul de viață, pentru că fix prin acest lucru a trecut și ea când a intrat prima dată în sală. De atunci i s-a schimbat viața total. Aveai 20 de ani când ai intrat. Aveam 20 de ani, da. Și nu făcusei sport niciodată. Nu am făcut sport niciodată în familie, la mine nimeni nu mai făcuse sport. Dar în liceu, de exemplu, dacă mă puneai să aleg între matematică și sport, aș fi ales matematica. Și ai venit la 20 de ani la sală, de ce? Deși eram tânără, nu făceam mișcare, stăteam foarte mult în fața calculatorului, începuse să am dureri de spate. Nu mai arătam așa cum i-aș fi dorit, câștigasem niște kilograme în plus. Deci pur și simplu am avut un declic, stăteam în fața calculatorului, stăteam cumva cu mâna pe purtă, pe abdomen și am mai observat că ok, este cumva o proeminență un pic mai mare. M-am ridicat, m-am uitat în oglindă și am zis ok, nu este în regulă. Zic, ceva s-a întâmplat și nu mi-am dat seama pe parcurs când s-a întâmplat toată această transformare în rău, de altfel. Și am zis, ok, hai, e timpul să fac ceva pentru că sunt tânără și vreau să mă simt bine în pielea mea, vreau să mă duc la plajă și să fiu ok și să nu stau acoperită, vreau să-mi vină hainele bine pe mine. Timp de 5 ani a muncit în corporație, însă în paralel mergea și la sală. Atât de mult a început să-i placă sala încât a învățat singură să se antreneze, apoi să-i antreneze și pe alții și de curând a devenit și instructor de fitness. Acum petrece cel puțin 7-8 ore pe zi în sala de antrenamente. M-a motivat foarte mult faptul că am ajutat oamenii să schimbe viața. Mi-a dat mai multă încredere să-i văd că sunt fericiți. M-am încărcat cu energia lor pozitivă și am zis ok, cred că asta este ceea ce îmi doresc eu să fac pe viitor, să ajut oameni și să mă încarc cu energia lor până la urmă. Iar sala pentru mine nu reprezintă doar un singur loc unde mă duc, trag de fiare, transpir și așa mai departe. Pentru mine sala reprezintă o a doua casă. Și acum cum ești? Acum nu pot să mai trăiesc fără să fac mișcare. Adică eu și în concedii când mă duc, cu siguranță îmi găsesc câte ceva. Ori alerg pe plajă, ori în apă, ori fac în camera de hotel exerciții, cu bagaje, ridic scaune. Adică tot îmi găsesc ceva de făcut. Pentru că nu mai pot. A devenit un stil de viață fără de care nu mai pot să trăiesc. Romina Elena Neacșu este acum aici. Să o aplaudăm furtunos! Ce faci, Romina? Super! Câte pătrețele? Eu zic că 6. 6. Nu, n-am voie să pun mâna. Mi-a restul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect! Romina, te rog frumos să luăm un loc alături de noi. Am văzut imaginile și am înțeles că viața ta este în sala de sport. Da, cu siguranță. De aproximativ 8 ani de zile, 7 ani jumate sunt în sală. La 20 de ani prima dată ai intrat în sala de sport, da. Pentru că până atunci nu-ți plăcea, nu? Nu îmi plăcea, nu aveam nicio tragere de inimă să fac mișcare și am decis așa într-o zi, pur și simplu. Am zis gata, până aici. Și iată că acum o să reprezinți România la campionatul de Da, intenționez să concurez la campionatul național de fitness. Superb. Ai iubit? Da. Ciucă, poți să te duci înapoi la muncă. Ciucă e colegul meu care întotdeauna, el când vede, știi cum e? L-am cunoscut. Pe Ciucă? Da, Adinaj. Cum l-ai cunoscut?
aici. A venit el la tine? Evident. A zis că vrea un antrenament cu mine și am zis ok. Wow, curajosule! N-am fost eu. Așa a zis? Da. Și că vreau un antrenament și? Da, să-l învăț mai multe. Să-l înveți mai multe, nu? Da. Dar ai prieten. Am prieten, da. Stric profesional. Ciucă sau plantă? Ciucă e băiatul cu barbă, plantă e la mai greșit. Nu mai știu că au venit mai mulți. Nu i-am reținut pe toți. Deci, bă, ce se întâmplă la noi în emisiune când vin fete frate? Dar uite, poți să te cimpi la televizor? E vorba de băiatul ăla în tricou roșu? A, și pe el am văzut, da. A, și el a venit, nu? Da. Și el, deci mai mulți, bă, băiatule. Am înțeles. Plantă, asta e. Deci îmi place de tine, Romina. Ai venit, ai făcut ravacii prin spatele camerelor de filmat. Un pic așa și acum suntem... Mă mai inviți la emisiune. Te rugăm frumos, da. Mă, îmi place de tine că ești așa foarte ambițioasă, serios. Da. Păi fără ambiție nu reușești absolut nimic. Dacă da, e foarte ambiție... interesant că ai intrat în sala de sport și după aia ți-a plăcut să te întorci acolo, știi? Că sunt mulți care se apucă și nu... Da, bine, la început totul este greu, dar pe parcurs mi-a plăcut foarte mult, știi? Și am continuat să fac lucrul ăsta. Nu mi s-a mai părut atât de greu, mi se părea normal. Mă uite, înainte... Azi vine să crezi, nu? Că sunt acolo în stânga. Da, nici înainte nu erai... Plinuță, ești serios. Tu drăguț. Nu, dar nu erai o fată grăsuță, ca să spun așa. Nu, într-adevăr, nu există o diferență foarte mare de kilograme între acum și atunci, dar da. Calitatea. Știi, calitatea contează. Calitatea, au mai fost și alte îmbunătățiri. Uite, aici n-aveai... Da, niște îmbunătățiri. Ai... Dar doar acelea. A, uite, aici a fost cupa ce? Da, mai ajustăm. Totuși, ai venit la o echipă de profesioniști. Noi... Sportul ca sportul, dar nu poți să reușești cu totul prin sport. Da. Foarte bine. Băi, oameni buni, ca să înțelegeți, Romina nu este doar frumoasă și foarte ambițioasă, a făcut și un master în contabilitate. Da. A zis bine? Da, da, da. Deci tu ai terminat ASEU. Da, contabilitate informatică de gestiune și apoi am urmat masteratul tot. Adică dacă mâine vrei să fii, poți să fii contabilă. Dar nu mai vreau. Da, zic așa, dacă da. Vrei. Normal. Am lucrat 5 ani în corporație. 5 ani la corporație? Contabil ai fost? Analist financiar contabil. Nu, e cu skepsis. Și apoi te-ai dus să faci fitness. Și deci nu te-ai mai întoarce niciodată la... Nu. Pentru că îmi place ceea ce fac și nu. Prefer să fac lucrul ăsta toată viața. Ceva să-mi oferim eu satisfacție. Îmi place de tine, Romina. Din București? Da. Din București? În ce zodie ești? Gemeni. Da, mă. E luptătoare. Nu știam ce să zic la zodia asta, e luptătoare. Știi ce vreau să spun? Sunt foarte mulți colegi și am înțeles că au venit exact unde trebuie, pentru că tu te ai luat, cum să zic, atestat să fii antrenoare da, personală? Da, am urmat o școală de antrenori de fitness și așa, după aceea am preferat să activez în domeniul ăsta. Și vine Levi, adică bună ziua, doamna Romina, azi am venit la antrenament? Domnișoară. Ah, iartă-mă, domnișoară. Așa, da, normal, mai întâi am început să lucrez cu persoane care mă cunoșteau, chiar de la muncă foști colegi, după aceea pe parcurs... Pardon, iartă-mă. Colege. Colege, da. Așa și după aceea pe parcurs n-au... Mai avalul câteodată, mă imaginam, fost colegi, care îți dai seama, te-am văzut toată viața îmbrăcată. Da. Da. Bine. În costum de la bancă și acum, da. Și? Și apoi au început să vină din ce în ce mai mulți oameni pentru că au fost motivați de rezultatele lor și ai zis, ok, hai să ne dăm o șansă. Și în cât timp reușești să faci performanță? Depinde. Adică uite-l pe plantă. Plantă e băiatul în portocaliu. Plantă, poți să stai puțin, să se vadă un pic mai larg cadru. Și am o întrebare pentru tine. Plantă, poți să stai din profil? Profil. Exact. Dă mâinile pe lângă corp. Vreau să te întreb, dar vreau să fii sinceră cu mine. Nu, stai în profil, stai un pic. Vreau să-mi spui dacă poți să-l scoți la drept pe plantă. La drept? Da, adică... Trebuie să lucrăm un pic mai mult. Dar are șanse, nu? Putem să-l scoatem la drept. Eu sper că da. Bun. Și... Începem din seara asta. Stai-mă un pic, că Romina chiar e treabă serioasă. Deci tu, practic, ești antrenor particular de... De fitness, ce da. Înseamnă asta? Adică poți să vii la om acasă cu două gantere de alea, pac-pac? Nu, la sală. La invit sală. La sală. La sală, perfect. Și faci pe grupe sau cu fiecare? Nu, cu fiecare în parte. Nu am clase, fac individual cu fiecare persoană în parte. Știi ce e interesant? Pentru că la tine în familie spune că nimeni n-a făcut sport. Nu. Și tu te-ai apucat de treaba asta. Da. Mândria familiei. Știi ce? Mie îmi place să chem oameni
care să-i motiveze pe cei de acasă. Și tu ești un exemplu, pentru că nu aveai nicio treabă cu sala, erai, terminase ASEU, lucrai într-o multinațională și într-o dată ai zis, bă, vreau să fiu, cum să zic, mândră când mă uit în oglindă, presupun că. Și uite, acum vrei să reprezinți România la fine. Mi se pare foarte tare treaba asta, deci se poate. Da, se poate, normal că se poate. Trebuie doar să-ți dorești lucrul acesta, să ai ambiție, să muncești foarte mult și să ai răbdare. Pentru că, oricum, nici în cazul meu, rezultatele n-au fost peste noapte. Da. Deci mi-a luat ceva timp și uite-mă aici. Prietenul în ce domeniu e? Tot sport? Nu, IT, dar tot, și el a fost tot cu sportul și bine, și încă mai este. Încă face sport. Da. Eu îți doresc multă baftă și vreau să-mi promiți ceva. Dacă te duci la campionatele de fitness și dacă câștigi și dacă nu câștigi, dar dacă te duci acolo, să vii să ne povestești cum a fost acum. Da, cu mare drag. Oricum nu mă duc acolo ca să câștig, mă duc acolo ca să am o versiune mai bună a mea și pentru experiență. Zic că am bifat-o și pe asta de pe listă, gata. Cum e pe Instagram, pagina ta? romina.fitness_. Noi promovăm și toate paginile de Instagram ale invitaților noștri. Super. Numai o secundă, să vedem dacă ai poze sportive sau nu. Deci e Romina. Sunt romina.fitness fitness liniuță jos. Da, liniuță jos. Ia uite, bă, ești prietenă cu Roberta. Roberta Angel. Da, mai multe persoane. Da, a venit la noi, uite, gata. Deci, oameni buni, dacă vreți să vedeți niște antrenamente ca la carte, romina.fitness cu 2 de S și liniuța la final, sigur, te găsește lumea. Cu mare drag. O să mă focusez în perioada următoare și pe training-uri online. Deci... Training-uri online? Da. Hai, pentru cei care nu pot să ajungă la sala unde sunt eu, training-uri există online. O alternativă. Eu îți mulțumesc mult, Romina. Mulțumesc. Să știi că au început să curgă like-urile, ceea ce ne bucurăm, pentru că oamenii văd oameni frumoși și în același timp oamenii cu potențial. Mulțumesc. Ea este Romina, oameni buni, o fată care vrea să reprezinte România la concursul de Miss Fitness. Așa că îi ținem pumnii, îi dorim multă baftă și dăm voie să te cuprind. Mulțumim mult de tot și te mai așteptăm la noi la emisiune. Sigur. Mulțumim, Romina, numai bine, Doamne ajută. Mi-a părut bine. Băieți,